Doamne, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Eu am venit la lucru și îmi desfășuram activitatea. Atât de determinat, nu te sprieșe, nu vreau conflict, nu vreau să scoate cu față. Dar de ce ați adus pistoalele? Noi nu le-am adus, astea sunt dotarea noastră. Cum adică ce sunt întrebările? Asta e dotarea noastră de serviciu. Nu știu și noi. Așa, voi cum atrebuie? Eu arbat-o politicos. Strângeți lucruri politicos. Eu nu pot să am încredere să o las pe Dânțești. Deci cazurile astea funcționează prin instanța de judecată. Deci ceea ce facem noi acum, asta e încălcare de ordine, nu are importanță ce local ne aflăm, la locul serviciu sau... Asta e crearea de situații de conflict, încălcare de ordine. Acum dumneavoastră se primește că încălcați într-un fel lege. Care lege? Spuneți articolul? Încălcați ordine. Care? Public. Dar ce-am făcut? Ordine e una, singură. Care ordine publică? Am deranjat de pe cineva? Creați o situație de conflict aici. Acum, dacă apar niște întrebări genul ăsta care trebuie soluționate, că nu puteți mulțumiți sau ceva, este instanța de judecat. Apelați la un avocat. Știți cum se face asta? Da, știu. Cale legală, care e cea mai corect, cale legală, să soluționează conflict. Și atât e tot. Înțelegeți? Dar nu, suntem până la sosirea. Da, nu, 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 nu